Salutare lume, Axel aici și astăzi vă voi da 5 sfaturi pentru cumpărături SH. Înainte de a începe, trebuie să vă spun că atunci când cumperi SH, bineînțeles vrei să cumperi un produs la un preț mai mic, te supui la niște riscuri față de cum ai cumpăra nou. De exemplu, dacă cumperi de la EMAG, ai 30 de zile în care poți să returnezi produsul, ai măcar 2 ani garanție, deci știi exact că produsul pe care îl vei primi este nou și nu are nicio problemă. Dar atunci când cumperi SH, te supui la niște riscuri și astăzi vă voi da 5 sfaturi pe care să le folosiți ca să vă minimizați riscurile atunci când vă cumpărați ceva SH. Aceste sfaturi sunt numai bune dacă vrei să cumperi electronice, dar să spunem că sunt niște sfaturi generale. Așa că eu, în acest moment, ce vedeți în spatele meu, în afară de monitor, tastatură și mouse și harddisk extern, au fost cumpărate SH. Deci MacBook-ul a fost cumpărat SH, boxele de la Logitech au fost și ele cumpărate SH și căștile Audio-Technic au fost și ele cumpărate SH. Aveți review în descriere la toate despre care am vorbit până acum și eu sunt foarte mulțumit de ele, dar asta din cauza că am folosit sfaturile pe care vi le voi da. Așa, să începem. Primul sfat este să încerci să afli istoria acelui produs. Încearcă să afli de unde l-a cumpărat, dacă mai are garanție, dacă are factură la el, de ce îl vinde, pentru că astfel îți minimizezi riscul să nu cumperi un produs furat. Mie mi-a fost furat telefonul acum ceva timp, aproape un an, cred. Aveți video link în descriere către acel video în care vorbesc despre asta. Dar atunci când am discutat cu cei de la poliție, mi-au spus că în caz că va fi telefonul găsit la altcineva care l-a cumpărat de la cei care l-au furat, el pur și simplu va pierde telefonul și banii pentru că telefonul îi va fi confiscat și banii nu prea are cum să-i recupereze decât dacă dă în judecată pe cel care, de la care a cumpărat produsul respectiv. Așa că de asta vă spun, încercați să aflați istoria acelui produs, dacă are factură, dacă are garanție și mai bine de unde l-a cumpărat, de ce îl vinde, chestii de genul de bază. Al doilea sfat este legat de aspectul produsului și anume poze. Poze, 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 mii de poze. Lăsând gluma la o parte, încercați să cereți de la cel care cumpărați produsul, în caz că nu vă puteți vedea face to face, să vedeți produsul, să-l butonați voi fizic, să-l palpați, încercați să cereți cât mai multe poze. Din toate unghiurile, cu aparatul respectiv pornit sau închis, să vedeți că funcționează bine, că nu are nicio problemă. Încercați să aflați cât mai multe detalii despre funcționalitatea acelui produs, pentru că astfel vă feriți de situații în care veți primi un produs care ba are ecranul zgâriat, ba l-are crăpat, ba nu știu, nu funcționează o anumită funcție din el, ori a fost lovit și ciobit într-o parte. Depinde foarte mult de la produs la produs. Spre exemplu, dacă subwooferul de la o pereche de boxe 2.1, dacă este un pic lovit într-o parte, nu prea mă interesează pentru că nu afectează cu nimic calitatea sunetului. Dar dacă ții un telefon și are un colț ciobit, nu te simți prea bine, mai ales dacă are și ecranul crăpat sau fisurat sau zgâriat, nu-ți va plăcea asta. Așa că, în caz că nu poți să te întâlnești cu persoana față în față și să palpezi respectivul produs, să-l întorci pe toate părțile, încearcă să faci asta de la distanță, folosind toate pozele pe care ți le va trimite. Al treilea sfat este legat de identificarea unui produs pe baza unui cod unic sau serial number. Spre exemplu, la Apple, pentru că atunci când mi-am cumpărat MacBook-ul m-am interesat, fiecare produs de la ei vine cu un serial number unic, pe care poți să-l introduci pe site-ul lor și în baza acelui cod îți pun datele despre produsul respectiv. Deci, spre exemplu, la al meu MacBook spune că este un MacBook Pro Retina din 2013, de 15 inch, îmi spune și configurația acestuia și mai îmi spune și dacă mai ai garanția internațională Apple valabilă, parcă e un an sau ceva de genul. Legat de telefoane, ca un sfat general, le poți verifica după e-mail și am să pun un link în descriere către un site care spune că face asta. Eu l-am probat cu al meu Samsung Galaxy S4 și după ce am introdus e-mail-ul mi-a spus că sunt 99% șanse să fie un Samsung Galaxy S4. Deci cred că este cât de cât ok. Așa că încercați să intrați pe Google să căutați check, serial number, Dell monitor sau chestii de genul, care să încercați să aflați cum puteți să verificați un produs, dacă este fake sau nu, pe baza unui cod de identificare unic.
De exemplu, puteți să încercați să intrați și în legătură cu reprezentanța oficială a acelui brand în România, să-i întrebați, ok, dacă îmi cumpăr un produs de la voi, cum pot să verific că este fake? Întrebați-i asta și poate o să vă ofere un răspuns oficial. Așa că, da, în caz că vreți să vă feriți de fake-uri, încercați să aflați un cod unic de identificare și să-l verificați. Al patrulea sfat este legat de produsele localizate pentru anumite piețe. Marea majoritate a producătorilor nu vând același produs peste tot în lume și au versiuni diferite în funcție de regiunea în care îl vând. Spre exemplu, în Europa, mai exact în Franța și Belgia, cred, Apple vinde toate produsele cu tastaturi AZERTY, nu QWERTY așa cum suntem noi obișnuiți. Ele au un layout un pic diferit și în caz că te-ai obișnuit cu o tastatură QWERTY, îți va fi destul de greu să faci trecerea. Și un alt exemplu, spre exemplu, Sony RX100 Mark II pe care l-am cumpărat pentru iMei, aveți review în descriere, este o versiune localizată pentru Japonia. Este identică cu cea pe care o găsești în magazine, numai că are meniul blocat în japoneză. Nu poți să-i schimbi limba din meniu. Ea funcționează identic, dar asta este singura diferență, așa că dacă vrei să intri în setări, trebuie să stai cu meniul în engleză lângă tine și cu Google Translate dacă vrei să faci o modificare, asta dacă nu știi japoneză, bineînțeles. Al cincelea sfat și ultimul și care are și legătură cu numărul 5 este legat de cele 5 minute pe care poți să le folosești ca să verifici coletul atunci când îți este livrat de curier. Marea majoritate a site-urilor știu că oferă acest serviciu, OLX.ro îl oferă, Tocmai.ro îl oferea, dar acum când înregistrez acest video, Tocmai.ro a fost cumpărat de către OLX și ele vor fuziona, din câte am înțeles, și nu mai știu dacă Ocazii.ro îți oferă această opțiune. Așa că atunci când cumperi un produs SH, încearcă să vorbești cu vânzătorul să vezi dacă îți oferă opțiunea de verificare colet. Pentru că în acele 5 minute poți să deschizi coletul să vezi dacă ai primit ce ai comandat și să arunci și o privire de ansamblu să fii sigur că totul este în ordine. Păi, sper că aceste 5 sfaturi o să vă ajute să aveți o experiență plăcută atunci când veți cumpăra produse SH și vă vor feri de situații neplăcute. Cam atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și în caz că vreți să mă ajutați cu producția acestor videouri și să nu vă bateți capul cu cumpărăturile SH, să fiți siguri că primiți un produs nou și într-o stare perfectă, folosiți primul link din descriere ca să cumpărați ce vreți voi de la EMAG. Nu plătiți nimic în plus la comandă și eu voi primi un comision în funcție de ce cumpărați. Așa că, cum am spus, este cel mai simplu mod prin care mă puteți ajuta. Noi ținem legătura pe Facebook, Twitter, Instagram. Abonați-vă, dați-mi like și noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!